Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să avem o discuție mai complicată și anume vom analiza un penny red, atenție, un penny red care a fost evaluat de un specialist. Deci timbrul ăsta a fost evaluat de un specialist. Uitați-vă, asta este evaluarea. Watermark, large crown, perfim 14, categoria 750, penny brown red, normal. Queen Victoria 1864. Și acum ne ducem la el. Frumos. Încercăm să-l scoatem. Frumos. Ca să pot să vi-l arăt, ca să vedeți ce înseamnă o evaluare de specialist. Da. După cum se vede, are pe el ștampilă star. Deci ștampilă star, normal și logic, ar trebui să fie o ștampilă valoroasă. Uitați-l aici. Ăsta este timbru. Literele sunt E și F. Vedeți? Ei, la timbru ăsta eu mereu m-am întrebat că ceva nu este în regulă. Nu cred eu să fie el atât de scump. Uitați. Să se vadă bine de tot. Deci, small crown. Dar ce am aflat de timbru ăsta este că timbrul ăsta, îl aducem aici frumos, timbrul ăsta așa, este din second, înseamnă a doua tipărire, adică era un timbru de rezervă. Cu literele astea E și F, eu l-am văzut pe un plic. Deci atâta știu de timbrul ăsta. Și eu totuși nu cred că timbrul ăsta poate fi un timbru de 750 de lire. Bineînțeles, acum fiecare pune pe el ce cere. Adică piața vorbește. Dacă poți să îl vinzi cu 700, îl vinzi. Îl vinzi cu 200, îl vinzi. Ce nu are timbrul ăsta pe el? Plate nici nu. Deci eu l-am dus la specialist. Când am văzut că specialistul se bâlbuie, eu m-am retras și am spus lăsați că mai bine îl găsesc eu. Atâta știu că este un timbru care urma să fie pus pe un plic, dar eu la rândul meu l-am găsit pe un plic. Am căutat pe Google și l-am găsit pe un plic cu inițialele E, F. Altceva, dacă dumneavoastră știți despre, sau voi, sau cine știe despre timbrul ăsta, să poată să-mi trimite o evaluare, poate să-mi trimite un mesaj, poate să un coment, ceva, nu-i nicio problemă. Asta, toate fiind spuse acum despre timbrul ăsta, nu vom mai avea multe discuții despre alte timbre. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă urmăriți. Și vă mai aștept pe canalul meu.